Astăzi mă voi juca GTA 5 ca orice animal și totul funcționează foarte simplu. Dar nu uita chiar acum să spargi butonul de like și să te abonezi ca să ajungem la ultimul animal împreună. În momentul de față ne aflăm acasă la Franklin pentru că va trebui să găsim primul animal în care să ne transformăm, pentru că așa funcționează. La fiecare kill pe care îl facem, ne transformăm într-un animal diferit. Iar acesta poate fi orice, și șobolan, și rechin și așa mai departe. Și avem aici o mașină superbă, fraților. Deci avem aici mare Mercedes AMG și asta este un AMG GT63 și vedeți că este custom, deci uitați-vă aici ce jante imense are și câte modificări, e foarte tare, ar fi destul de șmecher să mergem cu el un pic la tunat, să-i schimbăm și culoarea și poate mai aducem niște modificări pentru că e foarte puternic, are vreo 700 de cai, însă noi trebuie să căutăm primul animal în care să ne transformăm, deci asta e chestia principală, trebuie să căutăm primul animal și nu știu sincer unde să-l căutăm, să ne ducem în pădure. Probabil găsim acolo un mistreț sau poate altceva, dar cred că am o idee. Bă, ăla e un cățel. Ok, asta e cea mai mare coincidență posibilă. E un domn care are un cățel aici. Da, asta e foarte ciudat. Hai să mergem rapid după ei și s-au dus pe aici. Bă, ăștia se duc acasă? Nu pot să cred. What? Uite, bă, cățelul că e micuț rău de tot, dar din păcate, băieți, trebuie să facem asta, trebuie să ne transformăm și what? Nu pot să cred. M-am transformat într-un cățel? Bro, efectiv sunt acest cățel micuț acum. What? Și noi acum ar trebui să facem primul kill, adică al doilea, de fapt, cu acest cățel. What? Efectiv, în momentul de față suntem la nivelul 1, pentru că ne-am transformat în acest cățel. Mașinuța noastră a rămas aici, dar trebuie să găsim pe cineva pe care să omorâm cu un cățel atât de micuț. Bro, nu-i posibil, dar să sperăm că avem noroc. Dar ce putem să mâncăm noi? Cred că maxim un șobolan cu cățelul ăsta așa micuț. Deci, da, hai să ne dăm de aici că vine probabil vreo mașină și ne mai și calcă. Tocmai văd aici niște oameni și aș putea încerca să atac acești oameni. Dar nici măcar nu pot să mă urc aici, adică nici nu pot să sar cu cățelul, cred. What? Bă, sunt un cățel micuț. Bună! Hello! Bună, doamnă! Am venit și aici să tem iarba împreună. Uite, aveți aici o mașină din asta de tuns. Mă pân eu să vă tai puțin iarba pe aici. Adică, na, mă pricep eu cu din astea. Mă, eu nu vreau cărții aici pe iarbă. Pleacă, imediat de aici. Pleacă, hai, pleacă. O, doamnă, că n-am făcut nimica, nu? Și ce are, bă, doamna asta? Nu mă las să stau aici pe iarbă, dar cred că e exact victima perfectă, frate. Deci cred că o să atacăm fix pe doamna asta. Ia de aici, ia de aici și ia, stai bă, nu fugi, vino aici. Na, să păpăm acum puțin din ea. Niam, 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 niam. Bă, nu pot să cred. M-am transformat într-un câine și mai mare, într-un Rottweiler. Bro, uite cât de tare. Păi ăsta chiar că reușește să facă kill, frate. Adică cățelul ăsta la mic cam greu așa, dacă nu o să uite cineva. Dar cu cățelul ăsta, doamne, păi ăsta e cât o capră. Bă, nu! Dacă am lovit mașina. Bă, domnul, ia dați-vă dumneavoastră un pic jos din mașina. Hai să vă arăt eu o schemă. Ia coboară, bă, frate, din mașină de aici. Hai. Na, a fugit, bă. E frică de noi. Păi da, cu dita mai câinele, frate, că zici că e capră. Ia uite cât de mare e. Na. Mamă, nu știu, trebuie să căutăm pe cineva acum. Care o să fie următoarea persoană pe care o mușcăm? Da, un pic am nasolit că trebuie să ne transformăm în următorul animal. Tocmai am ajuns în centrul orașului și uitați-vă la domnul ăsta gras aici. Ce faci, domne? Domne, ia stai un pic așa. Stai că eu sunt un cățel. Bă, uf, stai, bă. Dacă, bă, cățelul de aici, nu vezi că am treabă, domne. Bă, ce oameni, bă, frate, nu le plac căței? Domne, dar ce am făcut că-s doar un cățel fără stăpân acum, doamne, bă. Ce oameni fără suflet, frate, adică sunt un pur cățel aici, poate am nevoie de ajutor. Cred că-i facem noi lui domnul ăsta schema, pentru că, na, nu se poate așa ceva. Dacă nici nu vrea să ne ajute și se comportă și urât cu noi, cred că-i facem noi mare schemă. Ia veniți aici, domnule, ia, na, ia de aici, mă, miam, miam, miam. Holy smokine, bro, sunt mare mistreț, păi asta e cât o mașină, bro, what? What? Nu pot să cred așa ceva. Deci uitați-vă aici cât amistrețul sunt. Păi sunt cât o mașină din asta. Dacă se mișcă mașina face accident direct. Ia uite, intru aici direct în mașină la domnul. Ia dați-vă domnul un pic jos din mașină. Nu vreți dumneavoastră să vă arăt eu? A fugit, bă, nu, m-a lovit. Ăsta m-a călcat. Bă, ce-s cu oamenii ăștia? Bă, calcă animale aiurea. Tu ce te uiți, băi, nenea? Ia dă-te jos din mașină un pic. Doamne, ce oameni pe aici, frate. Te calcă cu mașina, vine ambulanță. Aoleu, asta e ambulanța. Hai să plecăm cât mai repede, că s-ar putea să vină și poliția dacă au văzut aici că e un om cam mușcat de câine. Wow, uitați-vă aici câți oameni sunt pe strada asta. Deci, efectiv, pot să mă duc la oricare acum. Oare le e frică de mine? Uite, mă duc aici pe lângă el. Nu zice nimic, domnul. Efectiv, nu e frică. Și uite aici un domn care
care stă efectiv pe telefon. Domnul n-are nicio treabă, bro, deci n-ai cum. Mamă, l-am lovit din greșeală. Mamă, ăsta fuge. Aoleo, trebuie să plecăm de aici repede că ăsta sună la poliție. N-am încredere în el, adică... Am avut eu destul de încredere în oamenii din Los Santos și după aia au sunat la poliție, nu prea este bine? Mi-a venit o idee, de ce să nu mergem noi la magazinul ăsta? Poate găsim și ceva de înfulecat, așa, de ceva de mâncare și poate găsim și pe cineva. Hai să intrăm noi aici. Bă, aparent nu-i nimeni aici, la casă. Ești afară din magazin, porcule, n-ai voie acolo, ieși de aici că sunt la poliție. Domnul ăsta tocmai m-a făcut porc aici, frate, și eu nici măcar nu sunt porc, adică eu sunt efectiv un mistreț. Nu se vede aici diferența între porc și mistreț, adică uite ce colți am și dormi un pic foame, frate. Doamne. Bă, frate, sunt un biet animal, am venit din pădure de pe aici. Vreau și eu ceva de mâncare. Uite, de aici să mănânc niște pâine. Mamă, ce bun e, frate. Uite câtă pâine pe aici. Bine, aș bea și ceva, dar acum n-am mânuțe, cam greu. Nu mă ajută nici domnul. Ok, gata, am mâncat și ceva. Hai să plecăm de aici, că dacă nu sună domnul la poliție. Ia uite și pe ăsta. Aoleu, ia că am speriat un pic. Ia uite, domnul ăsta s-a luat de mine. Bă, dacă mănânc eu un pic din tine. Ia de aici. Ia de aici. Ia de aici. Și ia de aici. Bă, ia-mă un pic de aici. Păi ce facem noi? Ia să mâncăm noi puțin din domnul. Niam, 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 niam. Bă, what? Acum suntem un cocoș? Bă, nu mă așteptam la asta. Credeam că vine un animal și mai mare, bro. Adică am fost cățel, după aia mistreț. Acum sunt mare cocoș. Na, acum ce s-a cu cocoșul că nu e frică la nimeni. Numai să mă ia să mă pună pe foc, să mănânci acolo, să facă ceva de mâncare. Opa! Bă, ăsta-mi face poze? Bă, tu de ce faci poze, mă? Tu nu vezi că sunt pur și simplu un cocoș? Ce-ai văzut-o diferit? Ia vin aici! Vin aici, domnule! Bă, ce repede fuge ăsta! Bă, ia vină-mă aici! Bă, ăsta... What? Ăsta fuge de mine! What? Veniți aici, domnule! Veniți aici! Stai că facem aici cucurigul, cucurigul, stai așa. Bă, stai că domnul ăsta a fugit de mine, dar nu ne ducem noi după el, mamă. Mă simt ca în filmele cu James Bond. Mă duc aici, zici că, doamne. Bă, cred că era mai șmecher dacă eram și eu un cocoș din ăla cu vreun pistol sau ceva, dar... nu este imposibil pe GTA? Nu pot să cred, sunt un cocoș care are efectiv un pistol și ăsta fuge de mine. Vino aici, bă, de cine ți-e frică? Veniți, bă, aici, bă, că nu vă fac nimic, ca să-mi păr și simplu un cocoș cu un pistol. La el, care îl mai ține și la spate de zici că e James Bond, da. Vin aici, bă, sunt doar un cocoș din ăsta aici cu pistol. Vin aici, bă, stai, hai că nu mai mă vede că-s cu spatele, dar mă duc lângă el să vedeți ce se sperie iară. Deci ăsta se sperie garantat dacă ne ducem la el. Ia, ia să vedem. Am venit exact aici. Bă, what? Nu? Uite. Gata, s-a speriat toată lumea. Aoleo, pe-a văzut cocoșul cu pistolul. Păi, da. Era destul de normal să se și sperie. Acum, totuși, nu sunt atât de inofensiv, cred. Doamne, nu găsesc pe nimeni și e atât de dificil să faci un kill cu un cocoș, adică nici măcar nu poți să urc bordura. What do you mean? Efectiv e atât de greu, adică de ce m-am transformat eu într-un cocoș, frate? Nu puteam să fiu și eu un animal pe măsură, adică ceva mai mare? Hai să mergem la domnul ăsta, poate ne dă și el ceva de mâncare pe acolo, nici nu știu. Pleacă de aici, vreau liniște, pleacă de aici, hai, pleacă, până dau cu piciorul, hai. Nu pot să cred că domnul ăsta... Cred că vrea să mă atace, bro, vrea să dea cu piciorul. Cum adică, domnul, că ce-am făcut? Sunt pur și simplu un cocoș. Maxim, mă tai și faci și tu o friptură bună. Dar în rest, doamne, ce-am făcut eu? Ia să dăm și noi în domnul de aici. Ia stai așa, adică nu ți-e frică un pic că sunt totuși un cocoș? What? Domnul, stați aici, stați aici. Îl muș de picior, gata, îl muș de picior. Nu se mai poate, ia, na. Cred că treaba cu cocoșul nu e atât de simplă, băieți. Maxim, dacă ne ia cineva și îl mușcăm noi fără să vadă. Ar fi domnul de aici, dacă îl mușcăm un pic de picior. Vin aici, domnul, vin aici. Na, stai așa că să-l muși o singură dată, trebuie să-l muși. Picior, gata, l-am mușcat de picioare. Na. Oule, chiar am mers. M-am transformat într-un what? Ce e asta? Pumă? Sau ce? What? Arată ca un fel de jaguar, pumă sau nu știu, leu de munte, probabil. What? Nu pot să cred, chiar a funcționat, bro. Doar l-am ciupit pe domnul Nina, simțit, dar m-am transformat acum în mare chestie, bro. What? Eu ar trebui să fiu prin pădure, nu în fața secției de poliție, gen. Da. Să sperăm că nu vin braconierii sau ceva de gen, adică ar fi destul de ciudat. Nu, stai că ne lovește și mașina asta, dar unde să ne ducem? Mamă! La toată lumea e frică de noi, uite cum fuge toată lumea. Bă, stați că vă prind eu. Na, hai să sărim pe doamna asta. Mamă, gata, nu mânca din ea, nu mânca din ea, că vreau să ne mai, să mai fim încă puțin așa... O pumă din asta sau ce-o fi, pentru că animalul ăsta habar n-am ce-o fi. Scrieți voi în secțiunea de comentarii dacă știți. What? Uite câtă lume fuge de noi. Mamă, pă, ăștia i-a lovit și mașina aproape. Tot orașul fuge de noi. Wow! Mamă, cred că e alarmă în tot orașul. Vine
mine, mare pumă, da. Sunt atât de periculos, deci de la un cocoș m-am transformat în mare pumă. Deci, da, foarte tare, nu? Ok, dar într-un fel sau altul e destul de dubios să sari atât de mult în evidență. Adică, efectiv, toată lumea fuge de tine, nu poți face nimic. Ia să mergem noi până la bancă. Oh, e poliția, fugi! Fugi, Antidot, fugi! Mamă! E poliția în spate și vede cum toată lumea fuge de noi. Da, nu prea e bine. Aoleu, cred că ne-a văzut. Vine după noi! What? Hai, ne ascundem aici. Ne ascundem aici, nu cred că ne-a văzut. Aoleu, ne vede. Ascunde-te. Pleacă. Aoleu, stă la semafor. Hai să ne prefacem că suntem o simplă pisică, probabil. Mare pisică, ce sunt, că mănânc 10 pisici, cred că, da, în fine. Mamă, ne vede poliția. Doamne, nu prea e de bine. Unde se poate duce un animal feroce ca și mine dacă nu se duce pe plajă? Da, uite cum toată lumea fuge de noi. E și un domn aici pe ATV-ul care dacă ne vede o să se sperie foarte tare. Ia să sărim pe domnul ăsta pe ATV și... Ah, n-a mers! Bă, domnul cu ATV! M-a lovit un pic cam mult. Ridică-te, gata. Suntem un animal feroce. Nu ne lăsăm noi atât de ușor. Uite-i pe ăștia cum stau aici liniștiți. Oh, cum s-au și-au dat seama. Bă, ia vin aici, doamnă, domnișoară. Nam. Bun. Bro, sunt o maimuță. Nu pot să cred. Adică sunt ok și cu asta, sincer. Adică cine nu vrea să fie un cimpanzeu din asta? Însă o să fugă iară toată plaja de noi, bro. Oh, salut, băieți. Sunt și eu cu voi pe aici. Adică nu cred că deranjez eu cu ceva. Salut. Bă, mai mult să ia, pleacă cât mai repede de aici. Adică ce cauți? Nu vezi că vorbim, avem o conversație privată. Hai, pleacă repede de aici. Da, cred că astăzi toată lumea din Los Santos este cam rea cu mine. Nu știu ce să zic. Adică cu toate animalele astea nu le-am făcut nimic. Înțeleg, oamenii ăștia au o conversație privată. Îi lăsăm noi așa un pic. Dar domnul aici pe telefon nu cred că are nimic de făcut, nu? Adică ce faceți, domnule? Domnul, sunt aici. Ăsta nici nu mă bag în seamă. Na, el face poze, nu știu ce face pe acolo. Se gândește, scrie el cu vreo fată ceva, habar n-am. Păi, având în vedere că suntem o maimuță pe plajă, unde am putea merge noi? Să facem niște plajă cu domnul de pe aici? Oh, mersi domnul că mi-a spus aici prosopul. O să stăm și noi aici un pic pe prosopul dumneavoastră. Da, ia pleacă mă de aici, ce cauți pe prosopul meu? Ia, pleacă de aici maimuță, pleacă de aici, pleacă de aici, pleacă de aici. Bă, domnul ăsta mă atacă, bă, stai bă că stă de cu pumnul. Ia stai așa, stai așa să te mănânc eu un pic. Ia de aici, că și maimuță se poate bate. Ia stai așa, ia de aici un pumn și ia de aici. Păi da, dăm cu piciorul și în caz că mă enervează cineva, păi ia stai așa, voi nu știți că noi suntem o maimuță cu minigun. Deci toată lumea care nu-i cu minte, ia de aici, bă, luați de aici, mă. Gata, mai se ia cineva de mine? Nu cred că se mai ia cineva de mine, nu? Păi da, ce facem noi aici? Păi da, nu? Și dacă domnul ăsta tot s-a luat un pic de noi și ne lasă în pace, ia să mâncăm noi puțin de aici, ia să... What the heck, efectiv, suntem rechini pe GTA 5? What? Și chiar pot să fiu rechin? Bro, ăsta e cel mai OP animal posibil. Efectiv, suntem niște rechini. What? Și pot să mănânc oare oameni dacă găsim sau alți pești? Asta ar fi foarte ciudat. Ia să vedem, putem? Wow, uite ce nervos e, bă, nu pot să cred. Oare putem să ne ducem pe plajă și să mâncăm alți oameni? No, asta ar fi prea de tot, dar nu știu dacă putem ajunge pe plajă. Normal, plaja este în direcția aia, dacă mă amintesc eu bine. Și ar trebui să mergem în direcția asta, să încercăm să mergem pe plajă. Dar imaginați-vă cum ar fi să mâncăm niște oameni, bro, în GTA 5 ca și rechin. Wow, asta ar fi destul de tare. Și imaginați-vă că noi putem explora și oceanul acum, având în vedere că suntem rechini. Wow, asta cât de tare e, frate. Deci, efectiv, ne-am transformat în ultimul nivel acum. Deci rechinul este efectiv ultimul nivel. Bă, văd aici o barcă sau ce e asta? Asta ar trebui să fie o barcă, nu? Adică trebuie să zic corect. Deci asta ar trebui să fie ori o barcă, ori altceva. Să încercăm oare să sărim, să o distrugem? What? Nu pot să cred. Poți să muști din barca asta sau ce fie ea? Mamă, suntem efectiv sub o barcă și cred că deasupra sunt oameni, bro. Cred că sunt efectiv oameni, dar dacă ne apropiem de plajă, s-ar putea să vedem niște oameni care înnoată. Mamă, suntem exact pe aici aproape de mal și cred că dacă ne ducem un pic mai mult, efectiv sunt oameni în apă. Mamă, cât se sperie, deci se sperie toată plaja, adică, mamă, cum am fost noi maimuță și așa mai departe, dar acum ca și rechin. Văd acolo o barcă? Sau văd niște oameni care vin acum? Mamă, nu știu dacă putem să-i prindem. Uite barca. Uite, nu pot să cred. Mamă, fuge barca asta, că dacă nu mă duceam exact la ei. Wow, ăla e un om acolo? Bă, cred că am găsit un om. What? Ăla e un om care a sărit în apă? Nu te cred. Deci efectiv este un rechin care se apropie de el și ăsta cred că e un
What? Ăsta e un om aici, asta e o altă barcă. What? Nu pot să cred, asta e cred că altă barcă și nu știu dacă putem să o distrugem. Ia să încercăm. Mamă, cum ar fi să dărâmăm barca asta? Am putea încerca. Ceea ce mi se pare mie ciudat este că niciun om nu sare în apă să înoate, frate. Adică sunt atâtea bărci care au oprit aici, dar nu știu dacă-s la pescuit sau nu știu ce treabă fac ei exact aici în larg. Ok, dar aici ar trebui să găsim și niște oameni, pentru că toți oamenii vin din direcția asta. Deci ar trebui să găsim și oameni care înoate, presupun, nu? Adică, na, cam asta ar fi ideea. Și nu știu dacă vedem pe cine. Oh, uite niște oameni în apă. Oh my god, dacă îi prindem pe ăștia o să fie dubios. Oh, uite aici oamenii. Nu pot să cred că putem să-i prindem. Mamă, nu se sperie? Mamă, uite oamenii aici și ei nu mă văd că eu sunt în apă. What? Mamă, uite oamenii. Ne apropiem atât de tare de ei. Hai să-i prindem. I-am prins? Uite, bă, am prins-o pe doamna asta, am mâncat-o. Nu pot să cred așa ceva. Am prins-o pe tanti asta aici. Hai să o mâncăm acum, o prindem și am prins-o pe tanti. Ia să sărim aici. Wow! Uite pe oamenii ăștia care stau aici și nu-și dau seama că vine rechinul. Vine rechinul și am mai prins-o și pe tanti aia. Îi mănânc pe toți. Mamă, cât de tare e să fii rechin. Uite și aici. Am prins-o și pe asta. Mamă, și aici sunt mai mulți oameni. Nu! Da, cred că are logică să nu poți să fii rechin pe uscat. Dar sper că ți-a plăcut acest episod. Nu uita și tu să spargi butonul așa celălalt de like ca să strângem cât mai multe și să te abonezi. Și bineînțeles, te las cu alt episod chiar aici.